Hristos a înviat, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Scandal diplomatic după vizita liderului Tatarstanului. Cel puțin un angajat al ambasadei Rusiei ar putea fi declarat persoană non grată. Detalii de la ședința de astăzi a guvernului, imediat la știri. Fostul ministru al economiei, Sergiu Gaibu, s-a ales cu o nouă funcție. Acesta a fost desemnat șef al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Un copil de 4 ani din Ștefan Vodă a ajuns la spital după ce a băut diluant pentru vopsea. Cum s-a întâmplat, vă spunem imediat. Cel puțin un angajat al ambasadei ruse de la Chișinău ar putea fi declarat persoană non grată. Cel puțin asta sugerează premierul Dorin Recean, care a cerut deja retragerea acreditărilor de acces în aeroport pentru diplomații ruși, ce au organizat vizita în Republica Moldova a președintelui autonomiei ruse Tatarstan. Deși Rustam Minihanov a fost întors de la hotar, prim-ministrul s-a arătat deranjat de tentativa acestuia de a ajunge la Comrat. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a oferi explicații vis-a-vis de acest caz. Deci luni, 4 cetățeni, unii dintre înșii, pretinzând că sunt religioși, au încercat să vină aici, la Chișinău, și să implice în alegeri și în politica locală. Eu ce vreau să vă spun? Că cetățenii care temporar sunt deputați și invită aici cei care ajută la uciderea oamenilor, uciderea copiilor, uciderea femeilor în Ucraina, nu au ce căuta aici. Noi nu ne asociem cu războiul. Moldova nu trebuie asociată cu aceste atrocități. Așa a început azi dimineață ședința guvernului. Premierul Dorin Recean crede că și Bașcanul Găgăuzii a fost implicat în organizarea vizitei delegației ruse conduse de președintele Tatarstanului, motiv pentru care oficialul a ținut să o certe și pe Irina Vlah. Dacă vorbim despre partenerii noștri care au venit, vreau să vă spun că noi conlucrăm cu regiunea Tatarstan acum 25 de ani. Și în aceste ultimele 8 ani, această regiune și liderul acestei regiuni au susținut regiunea noastră foarte mult. Ei au oferit pentru regiunea și echipamentul pentru spitalele noastre, calculatoarele pentru școlile noastre. Doamna Vlah, fără supărare, dumneavoastră de obicei citiți lecții de morală. Nu m-au auzit să vă expuneți la acest, în acest sens, decât faptul că au zis, da, este ok, sunt prietenii noștri. Sunt agresorii care nouă ne plac. Nu acceptăm astfel de lucruri. Dumneavoastră vi se pare ok, vi se pare normal. Adică eu nu e o problemă să ucizi copiii, nu e o problemă să ucizi oamenii, da, dacă aduceți niște calculatoare, da, dacă niște reparați niște, e tot ok, e tot bine. Asta vreți să spuneți? Premierul Recean i-a cerut ministrul de externe să retragă de la doi angajați ai ambasadei ruse de la Chișinău acreditările pentru folosirea culoarelor diplomatice din aeroport. Cel puțin unul ar putea fi declarat chiar și persoana non grata. Și, domnul vicepremier, vedeți dacă unul din ăștia doi nu și-a meritat să fie deportați. Mulțumesc! Amintim că președintelui Republicii Autonome Ruse Tatarstan, Rustam Minihanov, care a venit să facă agitație electorală pentru Victor Petrov, unul dintre candidații la funcția de guvernator al Găgăuziei, a fost întors luni seara de pe aeroportul Chișinău. În explicația Poliției de Frontiere se spune că vizita oficialului rus este privită drept o imixtiune în treburile interne ale Republicii Moldova. Reacția diplomației ruse nu a întârziat. Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a calificat interdicția drept un alt pas neprietenos, nu doar în raport cu Tatarstanul și Găgăuzia, ci și față de Federația Rusă. Rustam Minihanov este printre politicienii ruși incluși în lista de sancțiuni a Statelor Unite. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că liderul Tatarstanului este și președinte al Consiliului de Administrație al unei companii ce produce bombardiere strategice pentru forțele armate ale Rusiei.
Fostul ministru al economiei, Sergiu Gaibu, a fost numit azi în funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Deși a plecat de la Ministerul Economiei, în funcția de șef, Gaibu va avea un salariu de aproape 3 ori mai mare în comparație cu leafa de ministru, peste 53.000 de lei. ANCRETI este autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în sectoarele comunicației electronice, tehnologiei informației și comunicației poștale. Un copil de 4 ani a ajuns la spital după ce a băut diluant pentru vopsea. Totul s-a întâmplat ieri în jurul orei 16 în localitatea Slobozia din raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, micuțul se afla cu tatăl acestuia la cimitir, scăpat de supraveghere. Acesta a luat sticla cu diluant în loc de cea cu apă și a băut din ea. Îngrijorat, bărbatul a transportat imediat copilul la spitalul raional Ștefan Vodă pentru a primi ajutor medical specializat. Cazul este investigat de oamenii legii. Iar un bărbat de 60 de ani din raionul Soroca a ajuns la spital cu arsuri după ce a fost incendiat de un vecin. Oamenii legii au fost alertați de soția victimei. Totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 20 în satul Vădeni din raionul Soroca. Potrivit poliției, victima se afla în vizită la vecinul său, un bărbat în vârstă de 55 de ani. Preliminar între ei s-ar fi iscat un conflict care a generat într-o bătaie. Supărat, stăpânul casei l-ar fi stropit pe oaspetele său cu o substanță inflamabilă și i-a dat foc. Soția victimei a alertat imediat serviciul 112. Bărbatul de 60 de ani a fost transportat imediat la Spitalul Raional Soroca pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal. Vremea ploioasă a ciuruit drumurile. După atâtea precipitații, inclusiv trotuarele și căile de acces în curțile de bloc din capitală au ajuns să arate ca drumurile din cele mai îndepărtate sate ale Moldovei. Iar șoferii se plâng că din această cauză ajung tot mai des cu mașina în servis. Subiectul a fost discutat ieri la ședința primăriei, iar autoritățile promit că plombarea gropilor va începe când se vor termina ploile. La cât de găurite au ajuns să fie străzile din Chișinău, e mult mai greu acum să găsești o porțiune netedă decât una cu gropi. Aceasta este curtea unui bloc de pe strada Alecu Rusu, sectorul Râșcani. Aici, pe partea unde merg mașinile, asfaltul a fost roz până la pietriș, iar gropile care se adâncesc tot mai mult. Trotuar nu este, astfel că oamenilor nu le rămâne decât să meargă pe insulița formată pe mijloc. Ужасно, как тут можно ходить? Сделали, слава богу, для машин, а для людей типа не надо. Я на Чеканах живу, но у нас тоже примерно то же самое. Когда-то будут они делать. Schimbăm sectorul, dar situația pare trasă la Indigo. A plouat cu gropi parcă și în curțile de bloc de pe strada Hristo Botev, sectorul Botanica. Locatarii se plâng că, deși găurile au fost acoperite anterior cu pietriș, acestea au fost spălate de ploile puternice. Mai ales aici pentru cei care repară mașinile, e foarte bine. Ghilimele! 3, 4, de 4, 5 ori peste o groapă de asta și trebuie numai decât să o duce la reparație, așa că ei câștigă. Nu, очень, конечно. Не мешало бы обновить тротуары. Давно они делали дороги, вот, именно в вашей. Ну, не знаю, я приехала сюда вот в 2009 году и не делали. Tot în sectorul Botanica, chiar la poarta Institutului Oncologic, se cască mai multe gropi imense pe toată lățimea drumului. Нужно ремонт проводить, потому что люди ходят, и кто больной, кто... Нужно делать ремонт, поэтому... Тут больница рядом. Да, 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 поэтому... Nu am trecut cu vederea nici centrul capitalei. De exemplu, la intersecția străzilor Ioan Botezătorul cu Grigore Ureche, două gropi adânci au apărut chiar pe mijlocul drumului. Pentru a le ocoli, șoferii ies pe contrasens. Primăria Chișinău spune că e gata să pornească plombarea gropilor din oraș, doar că așteaptă să treacă ploile. Lucrările de reabilitare sau remediere în linii generale au început încă de săptămâna trecută. Vom depune eforturi luând în considerație condițiile climatice care le avem. Vom depune eforturi în continuare să lichidăm aceste situații de avarie pe măsura posibilităților. Săptămâna precedentă au fost lichidate astfel de situații pe suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați, dar planificăm să
demarăm în acțiuni și activități complexe de lichidare după finalizarea perioadei de deploi. Primăria a alocat în acest an 70 de milioane de lei pentru reparația curților, a căilor de acces și a trotuarelor. Președintele brazilian Lula da Silva și-a schimbat părerea vis-a-vis de războiul din Ucraina, deși anterior a sugerat că ucrainenii ar trebui să renunțe la Crimeea pentru a pune capăt conflictului, iar americanii să nu mai trimită arme, ieri după discuțiile cu președintele român Klaus Iohannis. Președintele brazilian a condamnat încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei de către Rusia. În care meu guvern condamnă violarea integrității teritoriale a Ucrainei, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. Președintele român Klaus Iohannis, care se află zilele acestea într-un tur oficial în America Latină, s-a întâlnit cu omologul său brazilian, cu care a discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două țări, dar și despre războiul din Ucraina. Liderul de la Cotroceni a reiterat că Rusia este statul agresor și că Ucraina trebuie sprijinită la nivel internațional. Oricât ar încerca Moscova să justifice acțiunile, Rusia este un stat agresor. Comunitatea internațională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea și pentru a câștiga acest război de eliberare a țării. Anterior, președintele brazilian Lula da Silva a făcut declarații ce au înfuriat Kievul și au stârnit controverse în rândul aliaților ucraineni. Acesta a îndemnat Statele Unite să nu mai trimită armament în Ucraina și să nu mai încurajeze războiul, iar într-o discuție cu jurnaliștii a sugerat că Ucraina ar trebui să cedeze peninsula Crimeea Rusiei pentru a pune capăt războiului. Luni, președintele brazilian s-a întâlnit cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Oficialul rus a mers însă ulterior în Venezuela, unde se pare că ar avea mai mult susținere, mai ales că Federația Rusă l-a sprijinit pe Maduro în criza politică a țării sale, marcată de sancțiuni din partea Statelor Unite. У нас с Венесуэлой очень богатая повестка дня, много практических проектов реализуется. Мы это обсуждали сегодня подробно и рассказали вам об этом. И это сотрудничество на деле способствует укреплению основ самостоятельной национальной экономики, не зависящей от капризов и от шантажа со стороны западных наших коллег. În timp ce la nivel înalt se caută soluții, pe front luptele continuă. În noaptea de 19 aprilie, invadatorii ruși au atacat regiunea Odessa cu drone de tip Shahed-136, lovind o instalație de infrastructură. Potrivit datelor preliminare, nimeni nu a fost rănit în urma impactului, dar a izbucnit un incendiu. Parlamentul European va dezbate azi mandatul de arestare emis de către Curtea Penală Internațională de la Haga pe numele liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Liderul rus este acuzat de crime de război pentru deportarea și transferul ilegal de copii ucraineni în Rusia. După dezbatere va fi dată o rezoluție față de acest mandat. De cealaltă parte, Vladimir Putin organizează astăzi o reuniune video cu membrii guvernului său. Principala tema discuției este stabilitatea rețelei electrice naționale a Rusiei, în contextul în care o stație de transformare din regiunea Belgorod a fost lovită zilele trecute de ucraineni. Pe 17 martie, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin. Acesta este acuzat de invazia sa barbară în Ucraina, dar și de crimele de război comise de trupele ruse în țara vecină. Liderul de la Kremlin mai este acuzat și de deportarea ilegală a copiilor minori ucraineni din zonele ocupate în Federația Rusă. De asemenea, a fost emis mandat de arestare și în privința Mariei Alexeievna Lvova-Belova, comisar pentru drepturile copilului în biroul președintelui Rusiei. Reacția Rusiei nu a întârziat să apară. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a spus că aceste mandate de arestare nu au nicio semnificație pentru ei, inclusiv din punct de vedere juridic. Polonia a ajuns la un acord cu Kievul asupra reluării tranzitului cerealelor ucrainene. Ministrii Agriculturii ai celor două țări au convenit că transporturile să fie sigilate și la graniță și monitorizate pe tot parcursul tranzitării teritoriului polonez, inclusiv prin GPS. Totuși, interdicția asupra importurilor de cereale și alte produse alimentare ucrainene rămâne în vigoare. Ucraina și Ucraina s-au așezat ieri la masa negocierilor, după ce la frontiera comună s-au format cozi kilometrice de camioane pline cu cereale ucrainene.
Asta după ce Varșovia a interzis importul și tranzitul grâului din țara vecină. Măsura a fost luată în rând cu Ungaria și Slovacia, ca urmare a protestelor agricultorilor locali, afectați de volumul mare de cereale din Ucraina. Problema a apărut după ce în urma invaziei ruse, Ucraina nu a mai putut să exporte cereale pe mare, iar anul trecut cantități mari de marfă au intrat pe căi terestre în Europa Centrală. Deși cerealele urmau să ajungă în alte state, o parte au rămas blocate în țările de la graniță de vest a Ucrainei. Statul vecin este al patrulea cel mai mare exportator de cereale din lume. Cel puțin un om a murit și 5 au fost răniți după ce o parcare cu 4 etaje s-a prăbușit din senin la New York. Înainte ca nivelele să pice unele peste altele, cu tot cu mașinile aflate acolo, s-a auzit o explozie extrem de puternică. Motivele exacte ale prăbușirii parcării nu sunt deocamdată cunoscute. Incidentul a avut loc în Manhattan în după-amiaza zilei de ieri. Videoclipuri postate pe rețelele de socializare arată mașini și molozi pe mormane de beton sfărâmat. La fața locului au sosit 10 de pompieri care au încercat să intre în parcare pentru a căuta supraviețuitori, dar au abandonat misiunea pentru că structura nu era stabilă. Inițial, pompierii au început să cerceteze clădirea pe jos, dar aceasta continua să se prăbușească și a fost luată decizia de a evacua tot personalul de salvare de la fața locului. Pentru a localiza eventuale persoane prinse între dărâmături, au fost folosite drone și un câine robotizat. Deocamdată nu se știe ce anume a provocat prăbușirea parcării. Autoritățile au anunțat că 4 dintre răniți au fost duși la spital în stare stabilă, iar o persoană nu a dorit să primească îngrijiri medicale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45. Să aveți o zi cât mai reușită!